Numărul mediu de pensionari în primul trimestru din acest an a fost de 5,433 de milioane, în scădere cu 22.000 față de ultimul trimestru din 2012, iar pensia medie a fost de 795 de lei, mai mare cu 1,1% față de trimestrul 4 al anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistică. Vârstnicii MGDA sunt dezamăgiți total de pensiile mici pe care le au și le consideră insuficiente, chiar și pentru un trai decent. Ce să vă zic? Și așa. Dar e prea mare scumpetirul. Prea mare. Chiar și zarzavaturile, chiar și asta, nu eu pot să te atingi de el. Eu am 8 milioane, nu zic. Unde ați lucra? La înfrățire. Am stat numai la umbră. Realitatea asta e că mi-a plăcut mai mult umbra. Să iau 5 lei la umbră, nu la soare, am refuzat. De ce să zic? Vă descurcat? Cam prost. Mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos și mai văd. Mai lucrez și acum, la croitorie. De ce să zic că nu? Cum să fiu mulțumit? Nu pot să fiu mulțumit deloc. Pentru că pensiile sunt foarte diferențiate. Nu știu, ca naiba, cine a muncit nu-și ia drepturile. Cine credeți că e de vină pentru pensiile mici? O rânduire asta care a venit acum, cine... Am întâlnit și o doamnă relativ mulțumită de banii pe care îi primește de la stat lună de lună, aceasta având o pensie mai mare decât a pensionarilor de rând, deoarece a lucrat în armată. Relativ mulțumită față de nivelul de cumpărare, nivelul prețurilor, pensia n-ajunge. Unde ați lucrat? În armată. Deci să înțeleg că pensia e oarecum mulțumitoare. Oarecum mulțumită. Comparativ cu celelalte pensii care sunt... Da, într-adevăr. Cât ați lucrat? 32 de ani. O altă doamnă ne-a mărturisit că pensia ei nu depășește 800 de lei. În învățământ am lucrat. Sunt mulțumită pentru că pensiile cred că se plătesc în funcție de cât ai muncit, cât ai avut venit. Ce pensie aveți? 8 milioane. Pensia medie în România se situează printre cele mai mici din Europa, la un nivel de numai 160 de euro. Cel mai bine la acest capitol este Luxemburg, unde pensia medie ajunge la 3.000 de euro, adică de aproape 20 de ori mai mare decât a unui pensionar din țara noastră. Și în Italia, Franța și Spania bătrânii au pensii mai bune ca la noi. Pensia din aceste țări este de aproximativ 5 ori mai mare decât în România.